Tot? Da? Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar lipsește, în condiția asta, domnul președinte, ședința vă rog să prezentați proiectul ordinii de zi. Da. Proiectul ordinii de zi. Lăsați-mi cunoscută pe instanța domnului primar. Toți noștri s-a convocat pentru local. Ședința va da loc la sediul primăriei Pomecăuți și va da următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea investiției, extindere rețea de alimentare cu energie electrică în satul Pralea, Comuna Căuți, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare pe trimestrul 2, aferent anului 2016. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului drumurilor aparținând domeniului public al Comunei Căuți, județ Bacău. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Căiuț numărul 59 din 17 mai 2016 privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Căiuț, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 5. Privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ATIM. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul de hotărâre numărul 6. Privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 7 privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bărcescu. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Aici nu trebuie să ne surprindă, într-un articol mai spus, spune depozitul de la Bacău, aici spune de la Nicolae Bărcescu. Este unul și același lucru. Deci, este celula 2 care aceeași. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului județean de deșeuri, conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management a deșeurilor în județul Bacău. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice organizate cu prilejul zilelor Comunei Căiuți și a bugetului aferent acestui eveniment. Inițiator, domnul primar Orăndaru Gabriel. Și aici se încheie cu divers. Dar ce trebuie să vă aduc la cunoștință? Trebuie să vă aduc la cunoștință că imediat după ce au plecat aceste adrese către noi, pentru a fi înștiințat că astăzi avem ședința de Consiliu, au venit adrese de la Bacău, prin care noi, dacă reușim să răspundem favorabil, categoric vom lucra în interesul comunității. Ca atare, vă cer permisiunea, deci, dumneavoastră, ca, prin votul pe care îl veți da, să putem suplimenta
ordinea de zi cu aceste trei proiecte de o deosebită importanță pentru comuna noastră. Cu gunoiul? Nu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de investiții în modernizare drumuri și străzi în comuna Căiuți, județul Bacău. Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului modernizare și reabilitare școala gimnazială Căiuți și a școlii gimnaziale Prare. Proiectul de hotărâre numărul 13, proiect pentru aprobarea instrumentării proiectului de inventariere, modernizare și dotare a căminului cultural din satul Heltiu. Domnilor, cu aceste trei proiecte de hotărâre a fost suplimentat ordinea de zi. Supun aprobării dumneavoastră dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu aceste trei proiecte. Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri! Abțineri! Două abțineri! Ce ziceți? La Căminul la Hiltiu ar trebui o lucrare nouă. Că i-ai compromis în lucrare, să cheltui bani degeaba. Domnul consilier, și eu acum, înainte de ședință, am discutat și domnul cu doamna. Domnul profesor, trebuie să ajungați explicat. Da. S-a aprobat. S-a aprobat cu 513 voturi. Să-l da. Și două abțineri, domnul Buzlan și domnul Marcuț. Prin urmare, ordinea de zi fiind aprobată, vom intra în această ordine. Da. Procesul verbal de la ședința anterioară, vă rog, dacă aveți observații. Dacă nu, trebuie să se abțină domnul Turlan, domnul Coru, domnul Gabriel, domnul Matei Laurenții, domnul Lăsă. Da? Cine este pentru? Procesul verbal de la ședința anterioară. De la ședința din 5 ani. Din 5 ani. Cine este pentru? Domnul Sărbuț? Nu? Procesul verbal. Domnul Gormătul pentru 5, 6, 7, 8. De sus, abține că da. Domnul Gabriela? Da. 5, da. Domnul Bobrea? 10, domnul Neam 11 și domnul Matei 12. 12 voturi pentru? 11 pentru. Pentru că au fost 4 absenți la ședința. Da, da. Ar putea să fie de acord, chiar dacă a lipsit. Nu știu ce s-a discutat. Da. Începem cu proiectul de hotărâre numărul 1. Domnilor consilieri, v-aș cere permisiunea să fiu mai operativ. Pentru că noi ieri am avut timp să dezbatem aceste proiecte pendelete. Astăzi poate permite Comisia de Cultură sau tot ieri, nu știu când. Poveți? Astăzi. Și atunci, zic eu, nu mai are rost să dăm citirii tuturor materialelor de aici. Știind la ce se referă acest proiect, se aprobă demararea procedurilor pentru realizarea investiției, extindere rețea de alimentare cu energie electrică în satul Prale, comuna Căiuți. Avem și cererea, un număr de vreo 52-3 de cetățeni care au semnat pentru așa ceva, nu, 54 chiar. Familie. Așa, un tabel cu acesta. Avem și adresa către schipul Sfânta Ana de acolo, din Pralea, toate acestea au fost materiale care au fost studiate de noi și pe care mi-aș permite să supun la vot. Cine este pentru aprobarea hotărârii? Totuși, trece mai repede, dar puteți să întrebați dacă cineva mai are spus ceva. Da, eu ieșesc din Consiliu, am studiat el, dar poate cineva mai spune că nu ceva, nici așa. Da. Trece repede, dar nu te ridic la vot. Nu am nimic. Deci, din domnii care ieri n-au fost la ședință
de comisie. Dacă are ceva de întrebat, domnul consilier Turlan, și oricare altcineva dintre noi, dacă avem de întrebat. Da, nu, uitam că am văzut aici, știam discuții vorba din 2003, eram viceprimar cu cei pe stil vechi, cu 3 miliarde 100 care era taxa de acordare. Dar este normal să fiu de acord cu acest proiect, deoarece a fost un proiect care a fost început de mine și trebuie să-l continui actuala putere, dar totuși valoarea lucrării, să vedem în ce constă, că din discuțiile care le-am avut eu înainte cu diferite firme, era undeva la 2 miliarde, 2 miliarde 200 fără TVA. Acum văd 425 execuții, poate a intervenit ceva în plus fără să știu. Rețea, cât stâlpi, aveți idei? Da, proiectul e 10 stâlpi, 100 de metri, 1 km la vale și 1 km la deal, cu cablare, toți cei de 1 km la deal, 1 km la deal de la transformare, da, de la punctul de transformare. Și punctul de transformare unde a rămas stabilit? Unde l-a stabilit asta, în fața acolo, la stătinea, da. Pe Poiană. De acord, sunt un pic în cunoștință din cauză. Prețul ăsta a fost stabilit când s-a stabilit ca pierderile pe transformator să fie pe medie tensiune. Însă, acum, în ultimul discutând cu proiectantul, se pare că s-a face ceva de măsurare pe joase tensiuni și prețul va fi mult mai jos decât cel inițial. Deci, ideea este, dacă văd aici, noi, practic, aprobăm realizarea proiectului, nu o să putem ști, o să spun aproximativ, sumele că, dacă luăm totuși un lucru sesizabil ușor, și vă spun că mă pricep, deci aveți grijă la executarea proiectului și caietul de sacin, sunt că sunt niște limite rezonabile, 5-8%. Dacă, și văd acolo undeva 300 de milioane, deci s-au dus undeva pe maxim de 8%, deci la proiect. Sunt limitele, de 8% îi dai unde o lucrare foarte grea, cam maxim. Banii dați la E1 pentru... Nu, dar lasă-mă, știu ce vorbesc. Contrazicem. La execuția proiectului și a caietului de sacin, 300 de milioane, că în afară de asta, tarifele văd că sunt, le plătim noi plus studiu care e 50 milioane plus TVA, 60 milioane. Deci undeva cheltuieli de proiectare îi ducem 400 de milioane, ceea ce îi ducem pe 10% și iese din încadrare legală. A banilor care pot fi cheltuiți pentru proiectare. Atât, eu sunt de acord cu proiectul. Mulțumim. Altcineva mai dorește să... Nu. Atunci, spun la vot ce este pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Nu l-am văzut pe domnul Mărcuț, mă scuzați. V-ați fost primul, mă scuzați. Dar, deci, cu un total de 15 voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acum vine un proiect de hotărâre la care atât Comisia Economică, cât și Comisia Juridică a cerut ieri, adică am dat avizul favorabil, dar cu amendamentul ca doamna contabil să vină în cadrul ședinței noastre și să ne dea, să ne lumineze puțin mintea cu privire la acest financiar. Dacă îmi permite, că n-am fost să știu discuțiile, vă luminez eu, că dumneavoastră ați făcut niște interpelări fără să știți. Și am înțeles chiar domnul primar, îmi pare rău că nu este, domnul Orândal. Deci, ieri ați discutat că erați foarte nervoși așa vis-a-vis de mediu, unde ați spus că a cheltuit primarul 700 de milioane de la canalizare și mai știu ce. Nu este adevărat. Sunt 300 la mediu, achitați 33.000 de lei pe obiecte de inventar, ceea ce cred că sunt coșuri, în mod cert, iar 400 și ceva de milioane este plata salubrizării comunicării, banii casați și plătiți. Am mai înțeles, cred că astea sunt nevoie, vis-a-vis că de execuția bugetară, vis-a-vis de parcul de joacă, nu? Da. Mergeți și vedeți că sunt fotografii de desubt, câte straturi de beton, cât a fost decopertat, cât balase se băgat, cât fier, cât beton. Faceți un calcul, să vede, este transparent, este licitație, proiect.
Deci o execuție bugetară, ce se aprobă? Practic aprobăm un buget care aprobăm ce s-a cheltuit printr-un buget aprobat de un Consiliu Local. Deci banii care s-au cheltuit prin aprobarea Consiliului Local este o formă nouă din vreo 2 ani ca o execuție bugetară să fie aprobată din Consiliu. Acum se întâmplă să fie al Consiliului. Așa se întâmplă odată la 4 ani în an. Deci dacă mai sunt nelămuriri, eu vă le spun, nu de credit că aveți nelămuriri vis-a-vis de cheltuirea banului public. Vreau să vă spun că din semestrul întâi au rămas minim, estimativ așa, 3 miliarde și ceva bani necheltuiți. Vi spun din minte, cât de cât. Dacă vă interesează. Da. Eu mi s-a părut mult 222.121 de lei și doar niște multe miliarde. Da. Și asta am cerut, pentru că știți cum domnul... Deci proiectul puteți luați, îl analizați. Vă rog, permiteți. Suntem în exact aceeași situație ca în mandatul domnului Puliță Danilă, când am făcut parcarea aici și când îi spuneam, domnul Puliță, dacă facem cu beton armat în așa fel încât să treacă tancul și să nu aibă nevoie acea lucrare, ne costă la sub jumătate de preț. Nu, domnule, facem prin dale și astea. I-am spus, domnule, dar e scump. Și asta m-a supărat enorm. Că domn profesor, nu sunt banii noștri. Sunt banii de la Uniunea Europeană. Cum se poate, domnul primar? Păi dacă la Uniunea Europeană noi suntem deja contributori așa, la Uniunea Europeană. Banii și... de la Uniunea Europeană este normal, sunt banii noștri. Pe dar nu te dă nimeni. Și te duci să iei în baza unui proiect sau în baza unui studiu. Și dacă proiectantul și el care și-a asumat că aia costă sau investiția aia face 10 miliarde, Uniunea Europeană îți dă 10 miliarde pe care trebuie să-i cheltui pe baza proiectului ăla. Nu știu cât de mari specialiști suntem noi în Consiliu ca să știm dacă a fost bun stratul, fierul sau în alte. Și eu zic că sunt persoane și la recepție, și diriginți de șantier care și-au dat cu părerea că s-a vizit de lucrări. Aș da mâna să răspunsul, dar eu vreau răspunsul din partea doamnei Contabile. Nu, că m-ați discutat în lipsă și m-am pregătit să vă răspund. Acum nu mai dă voie să faci niciun fel de construcții, inclusiv casă pentru sunul, până nu stabilești diriginții de șantier. Deci fiecare lucrare de bătăie, nu te va avea diriginții de șantier, dar nu e responsabil pentru lucrare. Cât e de gros, cât e de... Nu poate dacă fie și dar este diriginții, este aveți mai mult pe trecit în domeniul public, procesul verbal de recepție. Nu știu, cei care zic cum a fost, merge și măsurați. Nu, eu nu știu, nu pot decizii. Așa am stabilit și bine, deci așa a fost amendamentul. O chemăm după contabil la partea mea din plată. Partea din scopul cu direct, da? Că nu mai învățăm. Vă liniște, domnul Dulan. Ce vă spun? N-am voie să vorbesc? Așa vorbesc. Nu, nu, nu. Vă rugăm. Vă rugăm. Nu mă faceți să aplic regulamentul Consiliului. Da, da, da. După aia vă vine rândul, iau președinte din ședință. Mă voi spun. Atâta... Da. Da, uite, chiar e următorul. Am zis la fix. Doamna contabilă, deslușiți-ne puțin. Spuneți. Mințele. Ce trebuie la acest exercițiu bugetar.
La execuția bugetară, doamna Contabilă, spuneți-i ce este. La ce capitol? La partea. La partea. Cât de cât? Începem la partea de cheltuie, da? Da. La autorități publice. E vorba de primărie. Cheltuieli de personal, fonduri de salarii. Iar bunuri și servicii sunt cheltuielile materiale, cu furnituri de birou, cu materiale consumabile la imprimantă, cu lemnele de foc și iluminatul, cu poștă, telefon, telecomunicații, areurile, timbrele, obiecte de inventar ce s-au cumpărat, de exemplu, lopeți, pot să aduc execuția pe fiecare în parte. Cheltuieli de funcționare. Cheltuieli de funcționare, vorbesc. Deci la cheltuieli de funcționare. Cheltuielile autorităților publice locale. Cheltuielile funcționale. Mai puțin lemn din foc, în trimestru 2 era... Da, dar nu e trimestru 2. E trimestru 1 cu 2 și semestru 1. Ele merg cumulat. Păi ieri ce trimestru 2. S-a spus că... Dar merg cumulat, nu se face pe fiecare trimestru 2. Ieri așa ne s-a spus de către domnul primar că e semestru 2. Semestru 1 cu 2. Trimestru 2. Ele merg cumulat, dar nu poți să faci numai pentru 3 luni, 3 luni, 3 luni. Ele merg cumulat pentru... Ieri așa ne-a explicat domnul Rândaru și atunci... Deci când s-a făcut pe trimestru 1, domnul profesor, a venit cu o cifră. Când faci trimestru 3, cifrile din trimestru nu sunt cumulate în 3. Când vii în 4, în 3, cifrile cumulate din 2. Când vii în 4 și 1, dar nu pe cumulare. Aici domnul primar a greșit. Consultat bine de contabilitate, mai trebuie să vedeți un pic. Nu, nu așa. Și faza cu gunoiul, trebuie să știi ce cheltuie. Deci, bun, alte servicii publice sunt cheltuielile făcute de noi pentru alegerile locale. Furnituri de birou, pentru că cheltuieli de personal nu avem. Indemnizațiile sunt plătite de prefectură, noi am asigurat logistica, baza materială. 1997. Și suma asta de 16.120 de lei. Care 16.000 prevede bugetare. Când am făcut bugetul... Rămâne disponibilă? Rămâne disponibil, sigur că da. Și poate fi dirijată în altă parte? Păi este dirijată prin virări de credite la zilele comunei. Da, m-am rămânit. Transferul de caracter general. O parte din bancă, o parte e transferat. Una de la consiliere, o parte ai dat la poliția locală, ai dat la cheltuieli din personal, de ce mai este la transferată parte. Și atunci au mai rămas 12.000 care îi dai la Nu, au fost 20.000, nu. Când am zis 16.880, este ce mi-a rămas. Păi ce a rămas, da? Păi 16.880 ce mi-a rămas. Mai disponibil acum. Domnule, haideți să-i dăm voie, doamne contabile, pentru că dacă transformăm într-un dialog, nu înțelegem nimic. Vă rog. La punctul 3, transferul cu caracter general. Sumele cheltuite pentru copii instituționalizați în centrele de ocrotire. Este contribuția unității noastre, 22.740. La ordine publică este poliția locală. Cheltuielile deci fondul de salarii 65.819 și cheltuieli cu bunuri și servicii 6.302. De aici am plătit cota de combustibil, reparații la mașină, la învățământ. La învățământ, fondul de salarii 789.213, cheltuieli cu bunuri și servicii 88.508. Sumele sunt alocate din cote TVA. De ce așa venim la învățământ? Pentru că cheltuiala este stabilită, este costul per elev și este stabilită de minister. Și vă pot da detaliat ce s-au făcut cu acești bani. Dar ce astea sunt de fapt pe școli? Deci înseamnă școala generală credit care asigură cheltuielile la toate școlile. Este un donator pe piață credit. Au fost 2.912.000, dacă nu mă știu cu cifre exacte, au fost pe tot anul, ceea ce înseamnă școli, întreținere, iluminați, furnituri, lemn de foc, e în tot pe școlile care funcționează astăzi. Dar banii sunt dați din bugetul Ministerului Finanțelor Locale, care sunt banii unde noi nu ne putem atinge. Am înțeles, mă întreb. Încă o dată, vă rog să nu mai interveniți. Sunt nevoiți, după aceea să vă chem la ordine. Da, la sănătate. 4.810.
salariile plătite, deci noi avem un contract de colaborare asta cu liceu. Asta trebuie fiecare care nu știe să duc la mea să spună ce faci. Suntem mai 4.810 lei. Uniceful, deci avem un contract de colaborare, sunt două persoane angajate la sănătate și la asistență socială. Este asistentul medical comunitar, fondul de salarii 4.810 lei. La cultură, bibliotecara 12.828, fondul de salarii, bunuri și servicii 4.557, sunt cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli, sumele date la culte, 100.000 de lei. O secundă. Da. La cheltuieli la cultură, 4.557 înseamnă achiziții de carte, abonamente și presă? Sau ce? Achiziții de carte anul acesta nu s-au făcut. Cheltuieli de întreținere. Vă pot aduce detalierea cheltuielor. Nu le știu pe ce. Ce deci, au niște furnituri de greu. Haideți că vă aduc detalierea. Nu pot să le știu pe de ce nu explici ca să înțeleagă că din banii care dă la cultură, acolo biblioteca, susține parte de telefonie, parte de furnituri, parte de căldură. Deci, în mod gratulos, în mod proporțional cu cheltuielile administrative ale comunii. De acolo se plătește niște cote parte care trebuie să fie plătească. Poți să vă aduc pe fiecare. Acum acolo, 4-5 de ani. Mai spun niciodată, vă rog, aici. Alte cheltuieli, transferul către culte. Nu, alte cheltuieli, 100.000. Transferul către culte. Transferul către culte. Poți să vă aduc detalierea pe fiecare biserică în parte. Eu aș vrea, asta nu acum, dar vreau să vă știu. Imediat, după ce dau citire, cât mai trebuie să fac imediat. 70 la Căiuș, 20.000 sunt la Boiște, 20.000 la Brigar și 25.000 la Praga. Păi da, dar 25 cu 75 de peste 100.000. Păi da, dar ai avut 190.000. Nu, discutăm la 36. Am înțeles. La 36. Nu facem dialog. Nu vă rog. Suntem contabil acum cu ce? Poftiți? Ce-ți auzi? Vă poftesc să părăsiți sala. Hai, vezi din asta. Păi da. Și dacă nu o părăsiți, fac apel la forțele de ordine. Pe chemați. 100.000 domnul Matei, 75.000 Biserica Căiuț și 25.000 Biserica Praga, la 36.000. La asistență socială, cheltuieli de personal, 63.007, sunt salariile asistenților personali plus salariatul de la UNICEF. 2.160 este UNICEF-ul, iar 147.684 sunt indemnizațiile plătite însoțitorilor pentru persoane cu handicap și ajutoarele de încălzire la 416 și ajutorul de încălzire pentru cei care nu sunt beneficiari ale legii 416. Plus, am putea să spun, și ajutoarele de urgență. La 7002, iluminatul public și întreținerea costă 123.313. Dacă îmi dădeați din nou, profesor, dați voi o paranteză. Vreau să completeze ceva la asistență, în afară ce trebuie. Îmi dați voi? Deci, gândiți-vă ca să vă faceți o imagine actuală, ceea ce înseamnă asistența socială și bine să știe și colegii care sunt noi consilieri. În afară de sumele care vedeți dumneavoastră aici alocate și plătite prin bugetul local la asistență socială, gândiți-vă că eu cred că undeva între 12 și 16 miliarde se mai alocă minim anual. Deci gândiți-vă, asistența socială în Comuna Căluț pe an cred că se duce în jur de 25 miliarde. Deci vrem, nu vrem, banii ăștia sunt tot din buzunarul nostru indirect, dar banii de la bugetul de stat și gândiți-vă cu cei într-un județ. Aici vreau să... Protecția mediului. Fondul de salarii 10.490 și la bunuri și servicii 79.441. Aici sunt incluse cheltuielile cu salubritatea și obiecte de inventar sunt luate niște coșuri.
79.441. La 83, pășunea locală, cheltuieli de personal, deci fondul de salarii, 10.720 la paznicul de pășune și 34.720 cheltuielile cu paza, pășuni împăturite. Dar nu înțeleg. Păi, paznicul nu păzește aia? Pășune, pășune, pădure. Și voi pădurești? Păi nu, e dat în bază pădurea. Păi, dar la altcineva? La obolul și prin mere. Bine aici. Am înțeles. La 8402, la drumuri, 109.889, sunt cheltuielile cu reparații și dezăpezire. 109.889. Reparații, dezăpezire, nu, trebuie să primesc unul și doi, ele merg să vă numesc. La 30 septembrie, 1, 2, 3. La 30 de 31 decembrie, 1, 2, 3, 4. Domnul președinte, putem pune întrebări sau... Dacă mai aveți răbdare să discutăm și despre secțiunea de dezvoltare, dacă nu, că n-am chetisit. Eu am văzut în direcție. Deci mai departe. La cheltuielile capital, încerc scuze. La învățământ, 64.040 din bugetul local s-a plătit acoperișul primării școlii, acoperișul școlii și la școală a fost nevoie necesară un cercetare pentru etajul 2. Lucrările de investiții pentru învățământ se fac din bugetul local. Nu e voie din bugetul din bodat, de stat. La sănătate, 500.000 de lei pentru dispensar. 500 de lei pentru dispensat, 133.418 la cultură, 100.000 de lei la locul de joacă și 33.418 lei la conacul Rosetti. La locuințe și servicii, 4.982 pentru transformatorul la Prada. La protecția mediului, 2.958 este pentru groapa de gunoi. Aici aș avea undeva. S-au plătit acele bani. Platforma, da, pentru avize, pentru avize. Și mergem în continuare cu acest proiect? Da, suntem obligați. Suntem obligați. Ultima discuție, domnul profesor, dacă nu mergem, pierdem 18.000 de euro. Care trebuie să-i plătim. Deci trebuie să mergem în continuare. Și am demarat și mergem în continuare, adică suntem cumva pe culoarul bun. Așa, și la cheltuieli de capital la drumuri, 922.102. Asta înseamnă 2030 pentru avize la DC119, că eu s-a tivolat din tablare, la modernizare drumul zona CFR 20.286.099.68 lei. Cofinanțarea. Nu cofinanțarea, cheltuielile. Da. Deci noi nu discutăm de cofinanțare. Cheltuielile efectuate din... Da. Considerea avizilor... 20 și ce plus me? Ce plus me? Ce plus me? Sigur că da, plus inspecția construcții. 22.915 pentru modernizare drumuri de interes local. Iar la Hâltiu Frugeni, 611.057.92. Total înseamnă 922.102 lei. Da, vă mulțumesc. 100.000 la locul de joacă, 100.000 de lei. E 130 imediat. Locul de joacă, uite ce este. 133.480, din care 100.000 locul de joacă, 33.480 pentru conacul cel răsăcut. Dar cu sumele plătite anterior se duce la 222.100. La mai mult. La mai mult. Total, investiția totală. Investiția totală, imediat vă spun, 353.997.03. Ce e 353.000? Locul de joacă. Investiția totală. E 3 miliarde jumătate. Haideți că vă spun eu. 2221. A. Da.
pe aderent, da? Investiția totală la locul baza, de joacă, baza sportivă, scuzați, nu le-ai curcat. Baza sportivă nu este. Păi. Locul de joacă va duc separat. E 222.141. Nu, cred că imediat va duc. Atâta e. Nu este baza sportivă. Cam asta era în legătură cu ce vă dați, domnule. Da. Domnule, consilier, sunteți lămurit, așa cum ne-a explicat doamna contabilă, că mai aveți depus întrebări? Da. Fiind... Poftim. Dacă tot este doamna contabilă, dar nu și când se stabilim, când aducăm, eu știu, bugetul sau care e bugetare, ori vine cine care e consiliu, ori în ședințe cu comisie se explice. Eu știu cu eventualele de lămurie. Deci cum e vizionat să mai ușor, ca să știi cum să procedăm? Cum vreți dumneavoastră, eu zic că ședințe de comisie mai ok, că sunteți mai puțini și vă analizați mai în detaliu. Cum credeți? Aici n-ai vrut să... Da, sunt anumitele ți-am învățat. Dar nu sunt, dar ședințe de comisie pot să fie separat. Să trebuie pentru la trei comisii. Fiind un consiliu, nu trebuie sub dată. Ori nu, ce mai instanță... Sunt pe comisie de comisie. Că dacă nu știi, în comisii, nu-i dai aviz. Și nu poți să pui la... Trebuie să dai avizul cum nu știi de cauză. Da. De aici doamna, că nu știi pe ce... Domnilor, dacă mă aveți întrebări, eu... Mai sunt întrebări? Domnul președinte, dacă profităm că doamna poate să le trage, nu ține poate treaba asta, vis-a-vis de banii care din direct, banii de direct, un card ceva, că ieri mi s-a dat pista de toată. Da. Disponibilitatea, că astfel dumneavoastră să zice... La BRD. La BRD. Noi avem deci, cu BRD, sigur că da. Facem cont la BRD și... Dar și veniți cu numărul de cont și eu, următoarea lucră, vor fi bani pe care. Și ajungi, nu ieri, nu știu, deci se poate. Sigur. Da. Poate vă mulțumesc. Așa la semestrul 1, că nu-i trimestrul 2, semestrul 1 ăsta, execuția la 6 luni de zile. Bugetul arată foarte bine și sunt capitole la care chiar s-au depășit nivelul de cheltuieli din cele programate. La unele chiar sunt și cu economii. Problema mea este următoarea. La culte și cultură, sumele sunt și învățământ, sumele sunt alocate pe baza unui studiu, pe unui calcul anticipat sau așa pe baza unor simpatii sau a unor afecțiuni față de o anumită persoană. Spre exemplu, la culte, suma asta de 100.000 de lei, cum s-a acordat? Pe baza unei necesități obiective cerute de parohul, în baza unui referat, a unei devize, a unui ceva, sau așa numai ca să-i dăm acolo niște bani? Electoral. Doi. Cheltuielile la cultură mi se par cele legate de regie, adică de întreținere, căldură, personal, lemne, lumină, nu știu ce, mai mari decât fondul problemei. Adică e vorba de achiziții de carte, de abonament, de mass media. Dacă în rețeaua școlară din Comuna Căiuț, respectiv la cele două școli, de la Prarea și la Căiuț, există un abonament la presa locală, care a fost ultima achiziție de carte pentru biblioteca comunală. Și dacă la învățământ sau la transport sunt incluse și cheltuielile legate de transportul cadrelor didactice în comună și din comună afară. Da. Mulțumesc, doamna Pantaleu. La învățământ. Suma prevăzută în buget este dată de cheltuielile costă per elev. Sunt niște norme. Noi, la nivel de școală, suntem obligați an de an să comunicăm la inspectorat numărul de elevi din rețeaua școlară, preșcolar, primar și gimnazial. Ei, și în funcție de numărul de elevi, ei ne alocă banii. Banii sunt alocat finanțare de pe bugetul local, din cote TVA,
pentru învățământ, cote TVA în, pentru unitățile pentru descentralizare. Deci din 11.02.02. Banii sunt dați de separat prin Ministerul, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice. Adică 9 ani de an de comunică. În decembrie sau în ianuarie, înainte de aprobarea bugetului, vi s-au repartizat suma de 3.200 de lei sau 20.000 de lei. Ei ne calculează în baza costului pe relevă. Doamna, întrebarea a fost simplă. Dacă decontați... Păi nu mi-a spus cum sunt alocați bani. Apoi, la decontare, am alocat suma de 30.000 de lei. Documentele nu sunt corecte și nu s-a dat drumul la decontare pentru abonamente. De ce? Pentru că obligația este, scrie în lege, transportul să fie cu mijlocul de transport cel mai ieftin. Asta înseamnă tren. Dânsii vin cu bilete de bilete de mașină, de transport în comun. Nu. Doi. Trebuie adus valoarea abonamentului. Deci nu este corect unde s-a decontat, așa cum au avut ei, curtea de conturile au imputat sumele. Da. Și nu pot deconta, dar sunt alocați prin bugetul local 30.000 de lei. Urmează ca ei să intre în legalitate, să se poată acorda suma... Mara, ce se rog, v-am menționat că 30.000 sunt bani de la bugetul local, și nu din costurile alocate pe relei. Da, pentru că puteai să completezi acolo, că rețin că am văzut și eu, veneau cu costul chiar bonul de benzină, că au mers cu mașina personală. Nu este voie decât la nivelul abonamentului pentru mijlocul cel mai ieftin. Da, pe transport cel mai ieftin. Dar aici asta, ce mă gândeam, doamna, la prea la nu, dar... Doamna Neapăr, e bună precizarea asta, pentru că eu și cu domnul Hadrac, facem parte din Consiliul de Administrație. Vom fi întrebați acolo și vedem niște lămuriri oamenilor, dar și niște promisiuni concrete că, dacă se vor încadra în litera și spiritul legii, vor beneficia. Dacă nu... Nu. La prarea ta trebuie să aducă adeverință de la ATIC că valoarea abonamentului este de 300 de lei. Nu aduce adeverință. Nu putea. Dar la Praia nu puteți să pretindeți că trebuie să meargă cu trenul. Nu am spus. Asta am criticat la spus. La nivelul unui abonament. Dar trebuie să avem adeverință. Deci cât costă abonamentul? Nu că fac naveta cu mașină proprietate de personală și vine de 3.000 de lei. Dar abonamentul pe CPR? Pe CPR. Pe ATIC. Pe mașina. Pe ATIC. 16 ori 21 ori 25 zile. Să mai fie un pic greu, până facem primul buget Consiliul Local și atunci o să fie fiecare capitol, cheltuieli, tot. Dacă mai sunt întrebări, atunci... S-au depus proiecte. Proiecte. Și s-au analizat proiectele și în funcție de solicitări, de posibilitatea comune, s-a deschis sesiunea de alocare de fonduri și în funcție de buget. Cine a aprobat? Consiliul Local. Sigur că da. Bugetul este aprobat de Consiliul Local. Nu, bugetul? Sumele este prin care s-a dat la conturi. Da. Sigur că da. Sigur că da. Și-au venit proiecte. Omul dacă urmă cu 100 de mii de lei... Haideți, dacă vreau o singură dată să intervenim la un proiect. Ne gândim la început ce vrem să discutăm și într-o luare de poziție să ne comunicăm ceea ce dorim. Domnilor, ați audiat și explicații doamne comentare, am citit proiectul, supun la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre numărul 2 privind aprobarea încheierii execuției bugetare pentru 2022 aferent anului 2016. Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Motivarea dumneavoastră este când ați fost la elaborarea bugetului, nu? Poftiți? Da, de asta. Bun, mergem la proiectul numărul 3. Deci, proiectul a trecut cu 14 voturi pentru și mulțumim, doamna Tocată. Proiectul numărul 3 privind completarea inventarului bunurilor aparținând în domeniul public al Comunei Căiuți, județul Bacău. Am citit
aceste materiale ieri în cele două comisii, astăzi în comisia asta. Credeți că mai e nevoie să dau citire? Trecem în domeniul public și întrebări, dacă vrea cineva să spune ceva, dar cum spune la tot? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. În unanimitate de vot, proiectul 3 a fost aprobat. Proiectul 4. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local Căiuți numărul 59 din 17 mai 2015, privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Căiuți, județul Bacău. Am studiat ieri, am văzut toate aceste pe sate, ulițele care sunt Tralea, sunt Copeni, sunt Căiuți, nu mai e nevoie să dau citire tuturor acestea. Să pun la vot. Cine este pentru? Nu este cazul acum, dar poate să fie uite când cineva vrea să întrebi, să spune ceva, că a fost obligația să întrebați. Doamne, mai vrea cineva să spune ceva și poate să-i spune la vot. Da, dar... Nu e cazul, acum este sigur, nu mă primi în altfel. Dar și că e bine să-i am intrat în criză de... Deci, dacă aveți anumite... Asta aici. Cine îți dorește? Nimeni, nu? Atunci, domnul Alexandru Zinu. Profit de situația creșteție toți consilierii și domnul primar cu creșteția de viață. În legătură cu proiectul 4, care ați spus pe sate, ulițe, străzi, nu. Vreau să luați în calcul situația cartierului CFR cu romii și conductele magistrale Transgaz. Știți că acolo este, eu îl reprezint, știți că acolo este un pericol de foarte mult timp. Dar eu zic că ar fi bine prins în proiectul, sau luat în calcul. Dar aici nu este un proiect care se realizează investiții. Nu știu, deci eu v-am adus, dacă este, puteți la alte, în alte situații. La punctul 14, domnul Zinu. Nu bine. Domnul Zinu. Da. Aveți celălalt atunci. Supunem... Cu astea care trecerea în domeniul public, ăsta trebuie să le trecem chestii. Trecem operativ. Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. În unanimitate a fost aprobat. Proiectul 5. Privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM. Aici avem cu modificarea statutului Asociației, nu le privește prea mult pe noi. Dați voi să-mi exprim un punct de vedere. Poftiți, dar scurt, domnul. Păi scurt. Deci eu voi vota împotrivă și vă spun de ce. Știu statutul. Articolul 3, efectiv, acum, noi prin modificările care se fac, dăm putere de plin unui președinte. La ADIP. Dacă vă uitați acolo că articolul 23 era, îl îngrădea să angajeze să dea afară după bunul plac. Banii comunilor care suntem. Și la articolul respectiv s-a modificat, nu spune ce a modificat, dar spune, angajează sancționați, dispune suspendarea, modificarea și încetarea de raportul de muncă în condițiile legii. Adică dânsul poate dispune oricând, chiar în condițiile legii. Să nu mai treacă în amdarea generală. Cu atât mai mult, vedeți la litera G, întocmește și se spune spre aprobare, bine, aia, dar la articolul 32. Prezentul statut, ceea ce nu mi se pare corect și este total, cred că în afara statutului asociației, este... Poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației, condițiile prevăzute articolul 6, chiar nu mai știu. Semnate de președinte. Dânsul, dacă vrea, modific, n-am nicio treabă. Ce contează, suntem 56 de intru și acolo. Eu nu sunt de acord și voi vota împotrivă. Atât, mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt... Pentru că se dă o putere abuzivă cuiva. Dacă mai sunt alte voturi, dacă nu, se pun la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțin.
Ați aprobat ca un președinte să facă ce vrea. Unde sunteți membri? Deci vă mai plângeți din nu știu ce. Împotrivă, domnul Iulan și eram 10. 4 și 1. Deci, da. Bun. Tu, 10. Da. Împotrivă. Da. Sunt 14. Cine n-a votat? Păi de aici n-a votat eu, atunci? Nu, eu am abținut. Păi da, m-a votat, adică a abținut. Eu și... Domnul Roșcan? Și atât. A, nu, s-a văzut doamnă ăsta. Da, nu, de aia nești. Posibil. Da, ăsta a fost proiectul 5. Proiectul 6 cu adisul. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea VIS. Stai aici, mă. Dacă ieri am discutat, astăzi au discutat cei de la comisia asta, mai e nevoie să dau citire întregului material? Întrebări, dar văzut. Cine are depus întrebări? Același lucru aici este salubritatea. Deci înainte de a vota, citiți și ce... Deci prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației. Deci, prin actele astea, cumva, la statut se umplu, se dă puteri mai mari președintelui decât asociațiilor. Și o să vă treziți mâine cu un act adițional, nu știu ce au modificat, cât l-ați făcut, mai ales, se împlinește președintele asociației de salubrizare, ca pentru numele și pentru comuna, că se semneze act adițional. Dar ce semneze? Noi avem primar care este reprezentantul legal. Da, nu se poate până la urmă. Da, Gabi, dar aici gândim normal că îi dai o putere delimitată cuiva la salubrizare, unde este mare problemă. Așa au fost întâlnit până acum, domnul Landa, s-au modificat pentru primarii care ieși din funcție și trebuie să... Nu-i modificat pentru primarii aici, că nu puternicești pe președinte. Dar eu știu ce era? Da. Pentru că nu mai pentru primarii care sunt în funcție, e funcția de primar în tine, nu numele. Nu facem dialog. Eu zic că ei sunt în bucătăria lor acolo. Da, dar sunteți pe ecran, suntem în bucătărie. Președintele ăsta nu e persoană juridică, domnule, ordonatorul de credit. Nu are niște atribuțiuni, niște... Președintele unei asociații este ales din membrii fondatori și care sunt în asociații la primarie. Da, dar noi ca instituție avem un contract, nu? Păi, tocmai, și dacă nu avem modifică statutul și poate modifica prin act adițional, poate să facă ce vrea. Da, dar noi am semnat un contract. Eu nu știu dacă este contract. Nu modificat prin statut și schimbă ceva. Modificările și actele adiționale se fac tot în adunare generală, tot în plen, purificare. De ce nu citiți aici? Nu este dictatorie la lucru. Prezentul statut poate modifica doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației. Da, bine, eu am zis, dumneavoastră, sunteți liberi să votați cum doriți. Nu, v-am zis, dumneavoastră, votați cum doriți, când nu... Deci, spun, mai sunt ceva... Spun la loc, cine este pentru? Abțineri, 1, 2, 3, 4, 5. Împotrivă? Da. Bun. 10 cu 5. 10 cu 5. 7. Celula 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității administrative a celulei 2 din cadrul depozitului confort de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Ieri
am discutat deja domnul Păstelor prea spunea că se preconizează o creștere de preț de 10 bani pe an până în 2032. Când se termină contractul cu domnul Când se termină contractul cu celula 2. Și cu rompere, da. Colectare și transport. Deci 16 ani cu 10 bani, 1.060.000 și cu 3 80, 5 lei, 40, 5.50, cu tot cu inflație, cu trebuie mai spus, s-ar putea să ne ducem la 6. Nu, da. Atunci, în 2034, salariul minim va fi 3.000 de lei. Și pensia noastră va mai crește? Nu, 3.000 de euro. Pensia mea nu mai ia nimeni, pentru că eu sunt în deal la Biculescu. La acest proiect 7, a fost amendamentul ca să se prevadă că acel 53 pe tonă nu va influența prețul la persoanele fizice. Și domnul primar mi-a promis că nu va. Avem hârtie scrisă. Avem hârtie scrisă. Avem declarații de la adis că nu va influența prețul. Nu va influența. Bun, atunci... Dar ajustări se pot face și în jos, nu mai în jos. Domnul primar și-a făcut un alt 2 ani, tot poate să promite, cât de mare și... Dar eu promit eu, am gândit în spate. Asta poate să-i cer la mine alții. Da. Supunem la vot, dacă nu mai sunt alte întrebări. Cine este pentru? 3, 5, 7, 8... Verificați la ședința următoare când se aprobă 12. Abține, vă rog. 1, 2, 14. 3 și domeniul, da? 3. 12 cu 3, 15. Da, proiectul a trecut. La proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. S-a studiat ieri de către toate comisiile, așa că dacă mai aveți ceva neclarități, vă rugăm să vă expuneți neclaritatea. Și... Singura neclaritate, eu vă spun, și vedeți că sunt la tot ce înseamnă gunoi, sunt reticent și mă abțin pentru că nu vreau să mai cad într-o nouă greșeală, tot așa ne-au venit și restul. Și prima am avut mare scandal când am venit cu prețul și cu tot ce trebuie. Așa că dumneavoastră hotărâți, știți ce aveți de făcut. Supun la vot proiectul de hotărâri, cine este pentru? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Abține. 4, 5. 4, 5. Da. 5. 5. 10 la 5. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 9. Proiectul nou privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management a deșeurilor în județul Bacău. Aici era la comandament. Da. Ăla era altul de asta. Aici se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare în quantum de 53,63 lei pe tonă, la care se adaugă TVA, stabilit conform fișei de fundamentare prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se mandatează reprezentantul comunei să voteze în cadrul adunării generale
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute în articolul 1. Prezenta hotărârii va fi comunicată Asociația DIS, Prefectului Județului și va fi adusă la cunoștința publică în condiții de lege. Opinii. Dacă aveți ceva de spus, mai departe. De eu sunt de acord să mă abatez domnul primar, că nu de acord. Poftiți? Semnez. Pentru că la primar e ca la primar. Acum are nimic, eu nu l-am vorbit, cel și indiferent ce va fi, presiunii bunoi nu se poate opune nimic, indiferent de primar. Da. Sigur care ne putem opune la acum este să specificat că nu influențează, nu influențează tariful, că există... Credeți, amendamentul care l-a spus? Contează dacă nu votați proiectul de hotărâri, că nu poate să-și ducă la îndeplinirii fără hotărârea Consiliului Local ceilalți. Da, un amendament, uitați-l. Da. Să punem la vot, dacă nu sunt... La vot cu amendament. Cu amendamentul. Da, amendament. Hai să vedem. E acolo, în votul de voi. Nu, în proiectul de hotărâri că ai aprobat. Uite la amendamentul la cum la că este. Poți să spuneți, nu? Când din 56 ani este o leagă. Vii odată la mie 8.000 de lei. Ne îmbătăm cu apă. Mai ești eu. Cioară. Pe rând, pe rând. Bugetul local. Dar am înțeles că și anul trecut s-a pornit pe 50.000 și s-a ajuns la 70.000. Mai vedeți că am greșit, domnul profesor. Total de informație. Chiar aveam pregătiți la Eu vreau să vin acum cu o discuție colaterală, pentru că voi aproba acest proiect de hotărâri. Și vă spun de ce. Am fost pentru cei care am vrea zilele comunicăiuri și voi susține această idee, nu sume colosale. Deci cetățeanului comunicăiuri mai trebuie să-i dai și altceva în afară de apă, paie și bătaie, cum se spune. Măcar o dată pe an sunt toate comune, trebuie să-i dai și un mod prin care el să se distreze și să se simtă că la el în comună se întâmplă ceva poate deosebit. Odată la un an. Dacă nu la un revelion sporadic, ale sărbători tradiționale. Dar eu țin la această perioadă și la această manifestare pentru că am fost părtaș la realizarea zilelor comune legate de bâlciu tradițional. Pentru că eu mi-aș fi dorit, domnul primar la un dat, și eu chiar am spus în câteva discuții, dacă ies, nu întrerup acest șir de activități, pentru că bâlciu, chiar dacă vreți într-un an, trebuie lăsat, să vedeți că dacă vreți bâlci, va fi bâlci. Credeți că va mai veni tața Ileana să urci în vârful dealului că vine X cu niște papuci sau vine Y cu niște jucării? Nu mai urcă. Sunt plini magazinului, tanciocurile, tot să-și ia de la ajut, se că handul rupii, că și-a cu 5 lei haina. Deci nu, este o manifestare la care țin. Acum, că râd că a spus anul trecut Consiliul Local, dar a dat 30.000. Anul ăsta văd că este buget estimat de 20.000. Eu râd. Pentru că știu care e costurile la care se duc. Se duc aproape ca anul trecut. Și nu vreau să dezvolt. Când va fi problema la domnului primar, de unde face luați diferența de bani, este cu totul altceva. Nu vă mirați, că vă spun și costurile care le aveți. Le scrim aici? Sau mai bine bem o bere împreună? Deci asta am vrut să știu. Puneți și artiștii care au ajuns sau trecut și care vin acum. Deci ăștia care vin acum... Valoarea diferă la fiecare... Nu e adevărat, domnul primar. Deci eu vă spun în mod cer că artiștii care aveți dumneavoastră aici nu vă vin. Sau vă vin cu 300 de milioane, mai aveți vreo 40-50 milioane de plătit scena, mai aveți vreo 50 milioane pe puțin de plătit Alzam, Forcoru, Țininocu, Estin, Gordo, Șursache, de-aia nu se duce tot cam la cheltuieli de-am trecut, să știți. Plus minus 50 milioane la deal la Valei. Trecuți ăștia acolo, ăștia sunt oameni lucrani și da? Eu vă fac dumneavoastră ce vreți dumneavoastră,
Dacă dumneavoastră aduce scenă și axinte cu artiștii care sunt 16.000 de lei, eu vă fac cele dumneavoastră. Dar dacă nu... Eu v-am zis să mă recuperați din ce ochi altceva trecut. Credeți? Ce nu dăm bani? Eu cred că nu mai bateți cu surile și strâmbiți cu 20.000 prin diverse... Prin diversi trompetiști care aveți în comună, că cu 20.000 să vin mulți artiști, nu. Dumneavoastră la Axinte sunt în mod cert, îi plătiți în jur de 300 de milioane, vă 50 milioane vă costă scena, vă 50 milioane artiștii vă luați, dar e problema noastră, unde asigurați bugetul. De unde se dea, dacă noi aprobăm doar... Domnul Oprea, păi dar nu, dar eu nu aprob, deci eu nu sunt, eu nu sunt pentru să dăm 300 de milioane la Axinte. Deci nu-i clar, își cred că niciun coleg. Își cred că niciun coleg. Întrebare. Anul trecut câți bani s-au dat? Pentru zile 300 de milioane. De la Consiliu. La Consiliu. Anul ăsta s-a dat 20.000 și vor mai fi 300 din diferite case. Exact cum a spus și domnul Oprea, cu 20.000 sunt în votă, adică sunt încă atât mulți. Hai că nu înțeleg! Domnul Rândară, puteți să vă scriu? Dar scrii, te rog frumos! Domnul Rândară, nu mai e! Te rog frumos, dacă îmi dați voi... Dacă eu, dacă dumneavoastră nu dați banii care vă spun eu, înseamnă că eu îmi rup mâinii buletini. Pot să vă scrie acum, să vă spun ce s-a întâmplat. Inițial am pus familie, vis-a-vis de artiști, scenă și toate celelalte. Am plecat cu domnul Vici să aducem o scenă privată, adică o scenă în afară de restul de ansamblu. Am găsit o scenă undeva la Târgovna, dacă deci sunt deschis, vă dau și locație, puteți văd ce vă interesați, este cineva dintre oameni care are scenă de asta, nu? Ne-a cerut 60 de milioane. Am stat de vorbă cu omul, l-am rugat, i-am zis că n-avem bani, la, domnule, dă-ne cumva 40 de milioane, deci 40 de milioane, fără sonorizare și fără lumini. 46 milioane, au zis că 1.000 de euro. Adică 4.000 de lei, nu? Da, da. 4.500. Vorbesc în bani, vechi, bani, nu-i așa. Și am zis, bă, nimai gândit. Între timp, domnul Axinte, care a făcut în tot de atâta ani spectacolul aici la Căiut, a sunat. Domnul Guarda, nu mai faceți nimic. Domnule, n-am bani. Deci prima discuție mea a fost, domnule, hai că trec prin zonă, hai să nu te lempate, găsăm o cale pe mine. Inițial, domnul Florin Petrescu, zis Axinte, a venit cu un program deja făcut. O, ți-aduc aștia, ăștia, ți-aduc artiști, domnul Vici, poți continui chiar acum. Ți-aduc artiști, am aici un program, te costă minim 500 de milioane. Și am zis, domnul Petrescu, nu am cum să accept, n-am de unde să dau banii ăștia. Deci nu pot să-ți dau. Domnul, știi că eu fac de-a țării acolo. Am plecat. Ne-am întâlnit după aia, eu s-am zis la o nuntă, vă spun și undeva în Moldova, s-am întors tot prin zona ajutării, ne-am întâlnit a doua zi iar. Și îmi spune în felul următor, bă, dar eu nu vreau să pierd Căiutul, vreau să am continuitate. Păi nici eu nu vreau să te dau afară ca pe altceva, fă-mi un preț bun anul ăsta și poate la anul, dacă avem bani mai mulți, faci până altul, dar eu nu pot să-ți dau mai mult de atât. Și că, dar nici eu nu pot să-ți mai aduc artiștii care ți-am pus pe tine. Băi, adu-mi ce crezi tu, dar nici să mă faci de râs, și cu asta basta. Și am căzut de acord pe suma respectivă. Deci asta a fost discuțiile cu domnul Axinte. Cât aveți pe programul respectiv? Da. Domnul primar. Banii care se vor arăta. În casa am ați încheiat un precontract. Nu. Referența de așa se preconizează cu domnul Oprei, care se va aduce tot acolo. Dacă... Dacă vor fi ca cei de anul trecut și ca transparent, vă spun, anul trecut din 5 știu că sunt undeva în jur de 600 de milioane cu locul artiști, deci anul trecut, cei care am avut contract, un parteneriat s-a ocupat să pună restul și dânsi s-a ocupat de administrare și tot ce a fost, bă, și am încasat în jur de 300 de milioane, în afară de cei 300 de la Consiliul Local. Ori eu vă spun, din cunoștințe limite mele, așa, când 200 de milioane să vină și scenă, care dă în jos în 160, mai vine băieții ăștia, care au fost șantră, că și-au luat tot 40 milioane, de aia spuneam, al lui Francesc, că îi plătise toți băieții aia 40, că 120 milioane, când vine... Doi din ăștia de artiști, ăștia nu mai e valoarea asta, vă spun, posturile sunt aceleași. Și de asta vreau să spun, tot se vorbește de transparență și de hai să fim serios și spune lucrurilor pe nume. Ăsta e adevărul. Să dea Dumnezeu să facă cu nimic probleme.
Iar eu sper. Eu vă spun, asta este. Păi 4 chioșcuri la 20 milioane, nu 20, 5 milioane, 60 milioane la alea. Ai jocuri care dădeau 40-50 milioane, spuneau ei partea, 100 și ceva de milioane pentru încasări de noi ăștia mici. Ei pe aia mare, la aia mare, aia mici. Sper să fac încasări să rămână bani și în buget la primărie și o să vedeți încasări pe bază de chitanță în plus față de ce am preconizat. Să dea Dumnezeu să încasări. Eu am dat liber la toată lumea. O să vedeți că o să fie în bâlci cine a fost de când știm noi că e bâlciul la credință. Da, diversi da. Chestii. Baloane pe apă. Ci tot cu o grămadă de astea, poligon, de tragi. Piscina aia mai. Deci de-aia s-au dus și peștile la intrare, că erau discuții de să ia pe ei de pești, nu-i care spălut apa. Dumnezeu mă ține și așa, așa, așa. Da. Domnul Sfântul. Rămas mai cu Dumnezeu, că eu v-am zis, dacă dă o ploaie zdravână, puneți colace din viață de... Poftiți, domnule. Un lucru mai e care vreau să spun și am încheiat, eu zic că totuși consultarea Consiliului Local înainte de a alege locația era normală. Eu când am mutat bâlciul de pe deal pe teren, am obținut o aprobare a Consiliului Local. Executivul pune în aplicare ceea ce aprobă deliberativ noi. Deci eu zic că la o manifestare din astfel de avergură, nu e numai primarul cel care poate decide. Eu v-am zis că n-am mutat, am făcut prin aprobarea Consiliului Local de la acea perioadă. Da, acum, na, dar Dumnezeu să fie bine pe dealul de credere noastră și că iese bine. Vis-a-vis de locații, într-un sondaj din Pralea, toți sunt foarte bucuroși să faci pe deal. Da. Să nu credeți că am făcut așa de capul. Eu ce-am am făcut? Ești mă, 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 da, 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 eu eram vești nemulțumit în Consiliul Vechi, când se vedea un proiect de hotărâre în ultimul moment. Ce s-a întâmplat dacă n-am aprobat nimic? Acum sunt sigur că deja, dacă nu este făcut contract, discuțiile sunt făcute, planurile tot. Deci nu mi se poate, poate cu două zile dinainte s-a aprobat totul. Ar fi fost corect chiar din la sfârșitul lunii iulie. Să purtăm astfel de discuții și să aprobăm un proiect de hotărâre. Unul la mână, doi la mână. Cred că această sumă de bani n-ar trebui dată doar cu un simplu spectacol. S-ar putea organiza mult mai multe manifestări, expoziții și multe multe altele. Dar dacă anul ăsta mergem așa, măcar la anul sfârșitul lunii. Sperăm, 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 deci, primul rând, trebuie prins în buget, de la începutul anului, manifestările zilei comune. Deci, aia e vorbim, de la începutul anului, nu... La sfârșitul anului, când facem bugetul pe 2017. Dacă vreți să faci, dacă să vrea să facă, dacă nu, nu prind. Și rămâne stabilit și știm de atunci că nu mai face. Am zis, nu mai rămâne. După cum spunea domnul Donat, e păcat să piardă obiceiul ăsta. Că nici cu capra nu mai vin, nici cu colegi, nu rest lumea. Așa da, am văzut acum, indiferent, vă spun ceva, indiferent de modalitatea, cum și în ce fel, domnul primar e responsabil și-a spus plățile și asta îi mai contează. Trebuie să lăsăm o manifestare să vină să-și facă vreme. Am înțeles. Să punem la vot. Cine este pentru? Mai... Da, spun și eu ceva. Da, spune domnul. În principiu sunt de acord cu câteva ajustări, dacă e bine termenul. În primul rând și în primul rând, Iarmarocul, Bâlciu, este Bâlci, Iarmaroc, și zilele cu Mânicăiuți este altă chestiune, alt subiect. Dacă le-ați legat, înseamnă că trebuie să ne gândim să iasă foarte bine, mai ales a doua chestiune, zilele cu Mânicăiuți, care se pretează cu această serbare, sărbătoare, cu scenă, cu lumini, cu nu știu ce. A priori, domnul primar i-a dat acceptul lui Axinte, dar trebuia să facă un precontract și precontractul acela cu semnăturile autorizate trebuia prezentat astăzi aici. Noi îl mandatăm pe domnul primar să încheie contractul în zilele următoare, în timpul desfășurării, și la prima ședință să ne arate valoarea contractului. A, da. Și vă putem arăta și acum contractul, vă rog. Nu l-am putut scoate. Vă rog. Stați că nu știam. Așa. Da, vă las. Și să fie fără supărare, că dacă depășește valoarea aia pe care o aprobăm astăzi, să fie imputabil.
Pentru că, iar Marocul, care susține buna dispoziție a oamenilor din comuna Căiuți, este o activitate comercială, nu este activitate culturală. Ori activitățile culturale, comerciale trebuie să autofinanțeze. Neautofinanțându-se înseamnă că suplinește cheltuiala cu banii din bugetul comunei, care sunt ai noștri, adunați așa cum știe toată lumea. Ne vom gândi în Comisia Culturală și cu toți consilierii aici să extindem activitățile distractive, cultural distractive în comuna Căiuți, cu alte sărbători, fără axinte. Mă gândesc la reeditarea zilei Salcâmului, sărbătoarea Salcâmului, la o nouă, acum vreo 40 de ani a avut sărbătoarea Bradului la Pradea și poate o să o facem și pe aia. Și să fie comuna Căiuți, bănuiesc după terminarea lucrărilor la Rosete, să fie acolo centru cultural care la zilele Căiuțului să se facă așa cum trebuie, o activitate culturală, o manifestare, cu expoziții, cu simpozioane, cu invitați, cu ansambluri. Nouă ne lipsește, domnilor, nu vă supărați, ne lipsește la comuna asta mare de 5.000 de locuitori, care în Occident este oraș, ne lipsește o sală de spectacole. Unde bagi 300, 400, 500 de spectatori? Sunt de acord. Mulțumesc, domnul Sârbu, dacă mai sunt alte... Proiectul... Ați întrebat ce este pentru, ați întrebat ce este. Da, deci, încă o dată supun la vot. Cine este pentru? Mă rog, tu l-ai la spectacol. Poate primi. Abține, vă rog. Motivez. Sunt alte urgențe prioritare. Unu. Deci, o abținere, domnul, da? Împotrivă, vă rog. Deci, cu 14 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Și acum? Da, să spun amendamentul, domnul primar să spună pe bune cât cheltuie până la urmă. Dar o să spun. Și acum, cele trei proiecte cu care a fost suplimentat ordinea de zi. Proiectul 11. Privind aprobarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea instrumentării proiectului de investiții, modernizare, drumuri și străzi în comuna Căiuți, județul Bacău, finanțat prin program FADR, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază pe scară mică, PNDR, 2014-2020. Am citit ieri aceste proiecte, ne-am dat avizul favorabil, astăzi și Comisia de Cultură a văzut că a dat tot avizul favorabil. Cu amendament. Poftiți? Comisia Economică a dat cu amendament. Cu amendament, da, să se precizeze că ce drumuri fac parte, adică sunt prevăzute în plan. Prevăzute în plan și încă că se realizează fondul nerambursabil. Exclusiv proiectul ăsta nerambursabil. Când aprobarea proiectului modernizarea drumurilor și străzi comuna Căiuți, județul Bacău. Da, dacă vreți să vă spun eu exact acum drumurile și le menționăm în proces de bani. Da. Da? Da, ca să fie mai deci avem drumul Căiuți LTU până la drumul care se face pe 7.2, inclusiv podul și viaductul. Nu, nu, bine, deci Căiuți. Căiuți LTU, da? Cum a noi, practic, ce aprobăm? Executarea SF-ului sau ce? Da, proiectul, da. Așa. LTU, Boiște. Vrânceni. Ieșire din Căiuți spre Ștefan cel Mare până la limită. Florești, puteți să-i spuneți? Ce la proiectul următor? Și podul, dar e proiectul următor, podurile, nu? Nu, și podul. Podul la Praja?
viaduc. Am trecut, am scris și viaduc în pori, foarte tot. Și la Bridar, la Marinești, un pod. Peste râul Părâul Cupei, Prada. Continuare în sat până la... Pare că n-am plecat la intrare. Deci asta, un proiect plăscut. E vorba de 6 km, care sunt cadrează, 6 km de drum cu tot cu podă. Asta sunt foarte bani. Foarte bine, și capătul ăsta de la calea ferată până la capătul podului, nu? De la calea ferată până la drumul care se face la Hildeo. Da, până la asfalt. Furii de asfalt. Da, și podul până la... Inclusiv pod și viaduc, unde au totuși mereu o mai avem cu bună. Dar nu mai e zonă inundabilă, nu? Păi de-aia face viaduc. Dacă zonă inundabilă, nu înseamnă că nu se mai face nimic niciodată pe ea. Face de ceva. Da. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, nefiind. Dacă se face în comună și pentru oameni din comună, e acceptabil. Nefiind discuției, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu am vorbit. Fost primul. Iar nu ești de acord cu Mahel. Am fost primul. Când pare că n-ai vorbit la asta, ca de zis. Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Dar la proiectul numărul 13, același lucru, 12, același lucru. Modernizarea, reabilitarea școlii gimnaziale Căiuț în sat Căiuț și a școlii gimnaziale Prada în sat Prada. Deci e o măsură pe finanțat de voi. Programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 10. Poftiți. Da, deci avem școli, cele două școli, Căiuț și Prada, sunt niște fonduri prin programul axa 10 pe școli, la că, până la jumătate de milion de euro, 500.000 de euro finanțare, cu fonduri 100%, ne costă pe noi proajura vizile și ce neeligibil, da? La școala de la Căiuț, deja au venit domnii cu idei vis-a-vis să facem laboratoare moderne de chimie, de fizică, de cine mai trebuie și inclusiv o sală de sport legată printr-un tunel de școală, printr-un tunel, să aibă legătură cu școala. Legată cu școală și întreabă cum e. Da. Iar la școala Prada știți foarte bine ce probleme avem cu apa, cu băile și tot restul ce mai trebuie acolo. Domnul primar, la Hercule construcții nouă, întemeierii sau cărpoșată? Ajungem și noi. Ajungem acum, încă nu suntem la 13. Da. Cam asta este cu școli. La 12. Supunem, dacă nu mai sunt discuții. Da, eu vreau să spun ceva. Deci și în care comisii v-am sugerat să aveți în ideea lui în sport și la Prada. Dacă se poate încadra. Dacă ne încadrăm... Și la ceva dați seama, și la Căiuț. Poate lipi în școală și cu un tunel putem făcut intrare. Aici ai aprobare de principiu ca să putem da drumul la proiect. Dar după aia nu se mai avea apară. Rugămintea ca în expunere de motive, să spuneți-o de un mod concret ce a spus acum, să fie în expunere de motive. Spuneți, școala clare se face. Deci eu, apă și nu duce. Adică nu la genul. Deci, practic, se aprobă SF-ul. Vine un proiectant care dă soluția. După ce termină SF-ul, o să vină în fața noastră și spună, se aprobă studiul de viabilitate, unde să spună exact ce a spus proiectantul sau ce crede că se face la acea investiție. Deocamdată la probă, ideea nu este obligatorie, să vă gândiți acum, ca... Deci, poți să prindi și finanțare la toate, dar din 3-4 nu poți să prindă finanțare. Că de asta spunea la măsura 7-2, posibil să nu ne încurci, cum avem pe măsura 7-2, nu? Nu, dacă nu e... Nu, e ok, care au deja acum în lucrare două proiecte. Domnul primar. Da, bine, eu am spus. Constructiile astea sunt tipizate după anumit sau sunt la solicitarea... Nu, dar e reabilitare. Nu, sală de sport, chestia de... Nu, ca tip, ca model, nu, ca dimensiune. Nu avem să... Nu avem condiții, deocamdată nu știm condiții de genul ăsta, dar nu avem condiții. Trebuie să ne încadrăm într-o anumită valoare. Am spus, jumătate de milion de euro imagina. Eu, jumătate de milion, construiesc jumătate de sat. Deci 500 de milioane. 500 de milioane.
Poate că ne rămâne și pentru un teren de tenis pe acolo. Sumă. Da. Bun. Este domnul primar și dacă a fost acum puteți sunt egal. Deci cât puteți sunt primar la negocieri la gal, este 100.000 de euro pe comună, care de exemplu dacă vrea și poate să facă să complete două terenuri de sport genul ăsta de aici. Poate facem stadionul mare, arena mare. Sau stadionul mare, da. Sigur, aia. Ai important să și da, terenul de tenis în echipa școlii, în curtea școlii. Domnilor, supunem la vot proiectul 12. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. 15 voturi pentru. A fost aprobat și proiectul numărul 12. Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de investiții, modernizare și dotarea căminului cultural din satul Heltiu, comuna Căiuș, județul Bacău, finanțat prin program FADR, PNDR 2014-2020, sub măsura 76. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Deci, același lucru, inițial am mers spre Căminul Pralea, dar din cauza poziției și a terenului care este acolo, în primele discuții consultantul nu a fost de acord, dar trebuie reabilitare. Deci, numai să stea în picioare, mi-a explicat. La banii care mi se dă, numai să stea în picioare. Să ai de ce te-ai găsat că există așa. Și am găsit varianta cu școala veche, Căminul Beltiu, care e și spațiul în jurul lui. Și e și poziționat bine și... Deci, acum mai e bine de făcut, dar vă spun, soarta lor e ca soarta școlii Heltiu, școlii Vrânce, Vreau să vă spun că jumate din banii ăștia mi-au zis că poate să intre pe dotare. Dotare ce înseamnă? Ai să ai acolo scaune, mese, sală ședință, veselă, aparatură, sonorizare, tot ce vrei. Cu dotare. Deci tot ce vrei. E păcat să bagi o asemenea investiție în patru pereți care oricând se pot prăbușea. Dar să repar, să refac pereții, domnul profesor. Decât să repar ceva care... E mai posesor o reparație, Nu, e pe reabilitare, măsura este pe reabilitare, nu e pe construcții nouă. Îndemolesc? Nu-ți dă bără. Să înlocuiești stâlpul. Eu cunosc construcția acolo, de acolo am încă aici. Nu rămâne, nu rămâne, nu rămâne în perete, nu rămâne nimic. Dacă mai sunt discuții, pe marginea proiectului 13. Acum treaba domnul primar o să trebuiască să vină, că sunt câteva proiecte și eu știu că am ce înseamnă SF-ul. Trebuie să-și pregătească vreo 4-5 miliarde să le susțină, măcar SF-urile și trebuie să dea Dumnezeu măcar 1-2 să iasă din ele. Eu știți tot drumul de la Heltiu a fost o muncă de 4-5 ani. V-ați exprimat opinia, haideți să ne facem. Da, deci personal nu sunt pentru și în Heltiu. Și Heltiu face parte tot cum l-am trimis. E bine să fac tot ce se poate acolo, dar nu era rău nici la Pralea. Pentru Pralea este mult mai mare ca Heltiu, sunt copii mult mai mulți. Deci nu spun să ne ducem la Heltiu pentru Pralea. Era pentru făcut și la Pralea. Dar dacă faci școală și potul și apoi deja îi spun și cu... Eu știu niște lucruri și cu Locul locație. Dar pe măsura asta n-aveai cum să luți. Îl ceri în picioare, nu contează cum arată. Acolo venim cu investiție nouă, cu construcție nouă. Vis-a-vis de căminul la Pralea, m-a fărut căminte, e scris, da, o autorizație de demolare, cu urât am mai fost. Păi s-o demolare, asta, problemă în casă, am găsit el jos. Altcineva? Aici și eu aveam o problemă, ce o opinie. Dom'le, școala Heltiu se degradează pe zi ce trece. Școala Bidari, la fel. Școala Pompei, școala Princeni,
Noi trebuie să găsim, să le dăm o soluție acestor clădiri, să vedem, poate facem un cămin de bătrâni sau facem mai știu eu ce, sau cu niște societăți comerciale, știi? Pentru că n-am nimica, dar ca și număr de tineret în Hărtiu, e cam puțin număr, e mic. Că trebuie să facem, pentru că și satul acesta face parte din comuna Căiuț, de acord. Dar vedeți, avem atâtea construcții care nu le putem da o utilizare eficientă. Și acolo trebuie să ne gândim să dăm o utilizare eficientă. Nu poți să faci bază în școala Căltiu sau în școala Bidar. Eu ziceam, dacă puteți să faceți demersurile și cred că nu-i târziu, asta într-un opostat și ca inspectoratul să-ți cedeze școala de la Căltiu, era ideal ca să reconstruiești ea, un cămin cultural. Că ei ai să iei bine, mai bine în total, Marea Cultura, desfăceai în centru comun acolo. Să cedeze Ministerul Culturii. Nu, să cedeze către noi. Practic, chiar nu asta administrăm, dar folosim să se vină la patrimoniul comun. Ce, cred că era ideal proiectul să faci legat de ea. Da. Că așa o să aveți dreptate. Nimeni nu-i potrivit să dea Dumnezeu să facă, dar o să legăm doi morți în locul unui. Domnul Alexandru Gigi. Domnul, puneți la vot ăsta. În legătură cu acest proiect, trebuie luat gândiți pe termen lung. Pentru că vedeți că sunt mulți tine care sunt plecați afară. Și investesc, cumpără case vechi, le dărâmă, construiesc. Deci se va pune baze, dar nu așa de azi cum zic, și pe termen lung. Vedeți, nemții gândesc proiecte pe termen lung, pentru sate, comune, nu pentru oraș. Bine și pentru oraș. Noi de ce nu am putea gândi pentru un termen lung? Nu să, că, doamne, sunt bătrâni, mor, dispar și în cazul ăsta satul Hărtiu nu va mai exista. Sau Rânceniu, sau Căiuțu, nu? Punând tot timpul că, doamne, dispare tineretul. Noi trebuie să-l atragem. Deci cam așa trebuie pus, puse probleme. Văzând că investește, comuna se ocupă, edilii se ocupă de așa ceva, automat îi trage inima să-l doarcă înapoi. Vedeți acum, cred că 60% din tineret sunt plecați afară. Ei vin și aduc bani și investesc aici. Cam așa ar trebui, părerea mea, cam așa ar trebui pusă problema, pe termen mediu, nu de asta. Am înțeles, să ies din corina mea asta, să pun la vot proiectul de hotărâre numărul 13. Cine este pentru? Toată lumea de aici și toată lumea de aici. 15. Și domnul Mărcuț? Primul. Primul. Da, 15 voturi pentru. Domnilor, am aprobat toate cele 13 proiecte. Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul cel mai greu, diverse. La diverse, dacă avem doi cetățeni, domnul, vorbim eu unul, cineva, domnul Florea, cum e aici, am spus că vorbim da, primar. Da, dacă n-ați voie să pretind eu să vă spun despre ce-i vorba. Deci domnul Florea vine la noi cu o rugăminte. Inițial a venit să-i dăm un spațiu. Eu m-am gândit la un spațiu cum lasă dânsul, vrea să fac, cum se cheamă? Casă de adunare pentru pocăiți, pentecostal. Așa, poate greșesc, nu e de domnii dumneavoastră din adunare, dacă greșesc un cuvânt din ăsta religios de dumneavoastră. Eu n-am localizat nici o construcție pe care să o putem oferi pentru să o folosească în acest scop. După o săptămână a venit la mine și mi-a propus să-l ajut cu un teren. Inițial ne-am gândit pe colo, în avem unde au venit domnii din cartier, țigani, cum le spunem noi, ăștia cortorare, că s-au oferit ei cumva cu un teren. E, nu prea e soluția bună. Vor un teren, pe terenul de fotbal de acolo, de la moară, în față la moară, pe colț la Salcii.
Dacă știți bine unde puneau ăștia rulotele sau în curvă. Avem un copon acriț. Un pic, un pic și după aia spuneți părerea fiecare. Eu am zis că o prezint la Consiliu, las pe domnul să-și pună punctul de vedere, dacă dumneavoastră sunteți de acord. Haideți și spuneți, ce vreți să faceți? Deci acolo, aici, în comun, am vrea să facem o casă de adunare pentecostală pentru suflete care vor să vină la mântuire. Nu facem o biserică pentru business sau afaceri sau mai multe lucruri. Dar care nu puteți să ceva aici? Avem biserici catolici care merge la acolo, avem biserici ortodoxe, avem să știți că aveți calitate de consilier, în lege nimeni nu putem opune cultului cultul în care vrea să creadă o persoană. Nu, deci, dar, dreptul la cult este liber, nu este îngrădit de lege. Dar să zic că nu suntem de acord în comun să avem așa ceva. Era vorba de biserică. De acord cu construcția. Cultul sunt și în practică cum crede cu mine. Domnul primar, puteți domnului. Domnului Florea. Numai o secundă. Domnul fiind reprezentantul romilor, să-i amintiți că la Ștefan cel Mare există o... Este în fiecare comună există. Atunci... Nu știți dumneavoastră că e reprezentantul romilor, că nu știu că e reprezentantul. Păi ne-a spus a țiganilor, că... Nu, nu, acolo veți locați. Dar nu vă spui, rom sau țigan. Dar nu știu că e reprezentantul romilor. Nu sunt reprezentantul romilor, dar noi vrem că acolo, la Ștefan cel Mare, fiecare locașul lor de țigan. Da. Sunt de comună, dar aici așa. Aici de comună de aici. Pe atunci, soluția este să cumpărați o casă. Cumpărați o casă și investiți în ea. Și faceți biserică. Dar acolo e terenul școlii. Terenul școlii, domnule. Cultul este liber, dar e cu chestie particulară. Și rezolve în mod particular problema asta. Nu e așa, domnule. Ei, nu e așa. Și sunt oameni ca și noi. Da, domnule, nu trebuie să așa. Domnule, la consilier, eu vreau să vă spun ceva. Să mă ascultăm. Deci, dacă... Dar nu mă decizi. Dă-i casa de la Dumnezeu. Dar domnule, consilier, deci mâine în comuna Căiut, eu știu, sunt, cred că, nu știu, sunt 30-40, poate, de acest cult, poate mai mult, nu știu, că sunt, poate, mai puțin, dar, așa cum noi, prin proiecte, sprijinim anumite culturi, să poți sprijini și culturile celelalte care aderă cetățeni din comuna Căiuț. Că nu, nimeni nu mă obligă pe mine să stau ortodox, catolic sau, dacă îmi place, să ader la altă religie. Deci, dar ca cetățean al comunii, dând deoparte cultul, toți avem aceleași drepturi. Exact. Deci, prin momentul când am susținut financiar X, Y, Z, putem susține financiar orice altă formă de cult care există în România și este prin lege aprobată. Că să știți că cele care sunt în afara legii, sunt în afara legii. Deci nu trebuie să faci. Acum fiecare este liber să roage la cine vrea. La Balac, la Buddha, la Dumnezeu, la... Este adevărat? Este adevărat că fiecare... Eu vreau să mai înțeles ceva. Dânsul a spus că fiecare a ajuns la mine cu chestia asta. La fiecare comună au un loc de adunare. Dar eu știu că la Ștefan cel Mare locul de adunare este în curte la cineva. Privat, da. La Bâlca sau unde este, tot e în domeniul privat, nu s-a dat niciun teren din domeniul public, de la primărie. S-au descurcat. Era soluția, te poți să-ți cumperi o casă undeva. Asta e cu tot. Iar, vis-a-vis de noi, dumneavoastră veniți cu o cerere, ca orice, și noi o analizăm și vă dăm un răspuns. În funcție de posibilități. Corect, corect. Asta văd de soluție. Discuția de principiu acum a fost la diverse consilii ca să dar nu trebuie să apară gâlora așa, gâlora așa. Dom'le, dar... Deci nicio problemă. Nu i-a cerut nimeni să abjure de la cult. Da. Cultul e liber. Se poate manifesta plenar. Dar nu asta nu înseamnă că trebuie să punem noi că la nivelul comun în spațiu pentru care e cult. Atunci să fie tot cult. Îi spune deci, să spunem cu cine, noi analizăm, o punem în consiliu și cu asta găsim soluția.
Și dacă sunteți de acord, nu știu. Dar eu v-am spus pentru că cunosc zona și în toate comunitatele de aici, dânsii au locații private. Știu și eu. Inclusiv la Borzești. E o soluție care pot să o rezolve foarte simplu, fără să mai caute teren. Ce doriți? Cât sunteți? Ce teren vreți? Ce să zic domnului primar să o pună în consiliu, o vom analiza și vom da un răspuns. În legătură cu cultul dumneavoastră, nu are nimeni nimic împotriva dumneavoastră și a prozeliților dumneavoastră. Da, altceva la diverse. Atât la diverse. La diverse? La diverse, dar vă permite. Revin la problema magistralilor, care trec. Domnule, acolo există un pericol iminent la orice secundă, orice oră. De vieți omenești. Nu de câini, nu de catârg, nu de nu știu. Domnul viceprimar este în situația asta, are o locație acolo, știi despre ce-i vorba. Adresa s-a făcut la primăria comunei Căiuți, ani în șir și sunt în evidențe. Nu s-a luat nicio măsură, nu s-a dat niciun răspuns. Domnul primar actual, știți că am fost odată la o comisie acolo și a rămas moartă conducta de FI20 trece exact la 75 de centimetri de colțul casei. Legea gazelor spune de la 50 de metri axa conductei, dreapta, stânga, nu are voie să crească un copac. Nu coteț, nu graj, nu casă. Dar nu e problema. Este a lor pentru că... În ce an a fost montată conducta? Conducta a fost montată una în 68 și una în 72. Și nu erau case acolo? Nu erau case acolo, cum să fie? Și e corect. Și în momentul când s-a pus tot cartierul la trec, nici o casă nu corespunde la 50 de metri de lege. Cum l-ați lăsat? Păi nu cum l-am lăsat, cum l-am lăsat dumneavoastră, ca nu dumneavoastră, cum l-am lăsat primăria? Da, domnule, nu mai trebuie să-și conducare, dar nu trebuie să-și conducare, pentru că sunt întregi. Dar dacă zic, acum nu spiritul, eu vă spun că e problema foarte gravă. Ei sunt nemulțumiți din cauza aia, noi suntem nemulțumiți din cauza că au construit și și-au îngrădit terenul, nu știu dacă ați observat și dacă ați fost acolo ultima dată, până la stâlpul de înaltă, domnule. Acolo nu există un act de proprietate, nu există nimic, domnule. Au un act, autorizație de construcție, proiect, nimic. Dar ce judecată? Păi nu uităm noi din judecată. Primăria trebuie să ia, este organul care nu este. Noi suntem organul constatator. Judecată primăria pentru neamățurile care le doriți dumneavoastră. Și gata, poți să mergeți așa până la calendrii de pecești. Să vă spun din ce. Să nu, eu v-am spus. Care primar sau funcționar sau dar nu-i vorba de dărâmat, domnule. Că odată se dă, domnule, dărâmat casa și cu tatăl de acolo. Problema spune așa, că dumneavoastră puteți să luați ca organ al comunei, să luați măsura, să luați legătura cu Transgaz Mediaș, să propuneți un proiect de schimbare a magistralelor duse, căutați un teren, de unde să ocolească cartierul. Ei se vor dezvolta, de acolo nu vor pleca, pentru că copiii rămân aici, până ați zis, băi, mutați-vă la bloc, că nu se mută. De acolo ia numai tovarășul turcului. Păi nu știu cine, ia... Romane, dar nu-ați spus în campanie niciunul, ați spus că se mută. Cum? Dar nu l-ați spus, domnul primar, dar nu stați așa puțin, că n-ați spus să mută. Eu n-ați spus să mută țigare, domnule, de acolo. Eu am venit să vă spun ca să mutați dumneavoastră, să faceți un proiect sau să aduceți la cum... Că noi tot avem adrese la dumneavoastră, dar dacă nu avem... Noi avem grijă la voi. Doamne, dar mai termină tot, mi-au dat tot. Deci eu v-am adus la cunoștință să știți despre ce este vorba. Acum, dacă veniți, domnul Alexandru, apropo de... Sunt cetățean din zonă, că sunteți prezent aici. Nu, cetățean. La
Am făcut sesizări la drumurile naționale, la calea ferată, drumul la canalul de intrare în Căiuță. Da. Din cauza conductelor, nu se poate face respirare. Nu, da. Poți să intervinționezi, nu-i dă voie legea, da? Numai dacă ei vin cu un proiect de o folie, că problema este că a avut-o și la domnul Alexandru. Domnul Vice, nu poate spune. Problema este că am avut-o și la regularizarea cărului Căiuță, da? Când s-a venit cu schimbarea proiectului, da? Așa e, trebuie să plece de la CFR un proiect. Haideți să... De ce e o problemă care rămâne cam baltă? Nu, eu am avut modul la intrare, CFR... A, bine, alea, da. Nu poate să... Deci ce să faceți, domnul primar, când vor mai veni cu tot felul de cereri și tot felul de aprobări, trebuie să fiți și noi reticenți. Eu nu vă spun că ne-am pupat în fund când a trebuit avizul pentru groapa de gunoi. Iar atunci când au venit la noi, cu avizul a venit un plăcum, vai, nu mi-l dai azi! Și la ei am stat cu lumile. Ei sunt protejați de lege. Și știi omul ăla care-i proteja, știi că nimic nu-i se poate întâmpla. El e tăticul. N-are nicio treabă. Vine și-și cere dreptul protecției care are. Păi că nu așa, dar la momentul când s-a intervenit la conducta de la primul nou... Locuitorii de pe Sfântul și cetățenii ai Comunii Căiuți și cetățenii Comunii Căiuți au pe lângă obligații, au și niște, au pe lângă drepturi și niște obligații. Și dacă nu înțeleg că trebuie că au și niște obligații, numai drepturi, păi toată lumea, luați drept, luați-vă dreptul și vedem de unii, că se consumă găleata aia cu drepturi, nu? Da. Depinde ce drept, vreau eu să... La, tot la diverse, da? Da, da. Problema, așa. Numai puțin. A terminat. Domnul Hopea Costel cere permisiunea să-l învoim. Are o problemă personală. Dacă sunteți de acord... Nu înainte de a spune o chestiune. Că îl revizează și pe dânsul. Da? Deci nu înainte de a spune eu alocuțiunea mea, că îl vizează și pe dânsul. Da? Deci, am două probleme. Una, domnilor, suntem la a treia ședință cu gura căscată aici, așa, uscată, pardon. Haideți să inscriem o cotizație de nu știu câți lei la fiecare ședință, să facem un fond de protocol, ca să cumpărăm noi niște apă, o cafea, un suc, ceva, că vor fi ședințe poate și mai mulți ca ăsta. Aprobat de la zile comunicii în plus pentru protocol. Cum? Nu, din ședința din indemnizația aia care ne dă, dacă nu punem din buzunar, stabilim pe cineva care strânge banii ăștia și se ocupă să, ca ședințele să fie mai ambiante decât acum. Și a doua problemă cu care de altfel trebuia să încep, dar să grăbește să mă oprac. Și nu este lipsit de importanță, vreau să mulțumesc celor doi administratori, primar și viceprimar, pentru receptivitate și promptitudinea cu care au rezolvat puntea despărțitoare între cartierul CFR și centrul comun. Mulțumesc frumos! Finisările le vom face după 1 septembrie, după iar Maroc, pentru că acolo trebuie să dalăm, să facem frumos să iasă la nivel. Deci, nu la tot, dar nu de acord să îl învărim pe domnul. Numai o secundă, dar nu vreți să mai învărim pe domnul. Poți? Lăsați-vă de acolo. Vă mergeți. Dacă îl trebuie, am și eu niște probleme, da? Nu, 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 domnul Durlan are răspuns la toate problemele din comună. Eu v-am ascultat. Alexandru, Alexandru, lasă chichetă. A propus domnul primar, câte noi lasă de instalarul dânsului și iar. Domnul primar, permite să vorbesc și eu? Dar vorbim de trei ședințe la rând. La legea 416, articolul 6, aliniat 7, se arată că
domnul primar trebuie să întocmească un plan de lucrări de interes local care se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local și care trebuie afișat astăzi sau nu știu ieri, îmi spune domnișoara Pavel că este afișat pe site-ul primăriei. Domnilor, vă întreb, câți cetățeni intră pe site-ul primăriei să vadă acel program? Nici domnul primar, ex-primar Durlan, nu a afișat acest program, nici domnul Rândan. Nu l-ați văzut? Întrucât suntem un consiliu nou, eu consider că trebuia să venim cu acest plan de acțiuni și poate îl reactualizam, poate aduceam niște îmbunătățiri, pentru că... Inițiatul proiectului trebuie. Domnilor, trebuie să terminăm odată cu timpul trece, de afa merge, noi chiulim cu drag. De ce? Și până la 6 iunie s-au plătit acești beneficiari fără să efectueze munca respectivă. Eu nu spun că nu au drept. Dom'le, legea le dă drept. Pe lângă acest ajutor social care e bine fixat în funcție de numărul de persoane, au alocația de stat, au alocația complementară de susținere familială, ajung persoane care au câte 8 membri în familie sau 9, să ia câte 15-16 milioane de lei, mai mult decât un lucrător de la... Fără, foarte bine, să ia, dar să-și aducă aportul la munca pentru nivelul, pentru comunitatea locală. Pentru că, dacă în mai au fost 367 de persoane, s-au plătit la ajutor social 37.781 de lei, în august a crescut numărul cu 7 persoane, iar suma a crescut la 39.658 de lei. La nivel de an zile ne ducem la 5 miliarde de lei vechi. Foarte bine, să ia, dar să muncească, să fie făcut un plan și o programare cu toți cei 115 beneficiari, familii beneficiari, pentru că sunt 374 de persoane, dar ca și familii sunt, v-am spus, 115. Trebuie făcut pe luni, pe septembrie, octombrie, noiembrie și așa mai departe, pe oameni și cine răspunde? Eu, 4 zile, pe 26, 25, 26, 27, 28, am stat cu ei și am făcut ceva la canalul acesta aici. Dar lucrători din aparatul propriu al primăriei stăteau frumos la umbră la primărie și Andrag stătea în soare cu beneficiarii de la Mărcești, respectiv... Să-ți cumpere o părărie. Poftiți? Să-ți cumpere o părărie, primărie. Da. Realizat canalul dumării mai de aici. Da. Poți spune o întrebare? Deci, primarul trebuie să afișeze acestea și cu un tabel foarte mare, ca să fie vizibil, să vadă toți beneficiarii cu numărul de zile. Pentru că acum, pe august, spunem noi că s-au efectuat 5.452 de ori. Așa reiese din asta. Bine. Păi la ori? Poftiți? Nu, nu, am scăzut, am intrat în tabel, am scăzut toți cei cu vârstă de pensionare și astea și am ajuns la 4.200 și ceva de ori, 5.200 și ceva de ori. Deci am mai scăzut 180 de ori. Dar ce s-a muncit cu acești oameni? Contabil, cine face? Eu. Păi, domnul Mici. De asta vreau să fie afișare. De ce nu s-a afișat? Pentru că la primărie vin afișat cum este tablou. Poftiți? Din cauza cum este tablou. Trebuie să facem. Pentru că la primărie vin cetățenii să plătească taxe, imposte și să uită și el. Ia-o-te băi, a Elenei Ion, papel, are ajutor social. Dar oare nu cumva are drujbă și asta intră în lista care îl scoate
din dreptul de asta. Mai sunt, că nu dau acum persoane care au grujbe din, și care au și fac acțiuni prin care câștigă un ban ca și zilier. Nu, domnule. Cabalini și astea pot să aibă 3, pot să aibă până la 5. Inclusiv mașină pot să aibă mai vechi de 10 ani. Mașină mai veche de 10 ani, pot să aibă citit aceste liste care exclud de la ajutorul social. Sunt de acord să primească, domnule, este dreptul dânșilor. Dar este și o obligație să muncească în folosul comunității. Dacă nu muncesc, tot guvernanța a avut grijă să scoată articolul 16.1, prin care primarul avea posibilitatea, nu ți-ai plătit de 4 luni, 5 luni niște taxe și niște astea, ia să te radiezi eu de la ajutor social și în momentul când îți plătești, îți faci cerere și reintri în dreptul. Ori eu cam ajutat și în felul ăsta, domnule, hai, că nu prea e voie să îl forțez și asta, adică pe mine mă care e substratul? Mergeți la idee. Păi ideea este să văd tabel pe luni cu oamenii care sunt și mă duc și văd, măi, cine trebuie să fie asta? Ăștia 19, 20 sunt? Nu. Și în felul ăsta văd și eu cum e treaba. Nu, și urmarea este, n-au venit, nu i-am plătit. Păi tocmai, asta vreau, pentru că s-au plătit. Sigur, ai fost întâmplat. Asta, o altă idee de idee. Domnul primar... Este un lucru foarte simplu, domnule. Nu vii la muncă, nu primești indemnizație, simplu. Domnul primar, Durant, pe 20 noiembrie 2015, după ce s-au aprobat acele faimoase taxe și impozite, spunea că, în cel mai scurt timp, va da o dispoziție de primar prin care va crea acea comisie care se va deplasa pe teren pentru, am văzut și este pe internet și nu... Eu mai apucat. Poftiți? N-am mai apucat. N-am mai apucat, da, pentru că prin care trebuie să verificăm dacă toate construcțiile respective sunt înregistrate, dacă au sau nu autorizații de construcții, în așa fel încât, dacă îmi permiteți, să putem să avem o situație reală a proprietăților care sunt acolo. Deci trebuie domnul primar să dea o dispoziție prin care să facă acele comisii. În comisia de... Păi la mâna primar, pot să impun eu consiliul local să dea dispoziție. Păi nu, consiliul local... Legislativ a lăsat hotărârea Consiliului Local pentru Consiliul Local să hotărască, iar primarul și aparatul propriu să execute, și de-aia este dispoziția care este o lege locală a primarului, prin care poate conduce. De-aia este separată puterea primarului de puterea Consiliului Local. Da. Ca la președinții, știu. Iar eu am avut o astfel de comisii care 70-80% din construcțiile care au fost făcute așa sunt înregistrate. Vrem să ne înregistrăm 100%, domnule. Vrem să înregistrăm. Ar mai fi o problemă, că doamna contabil ați văzut că în realizarea execuției bugetare se plângea că sunt cetățeni care nu plătesc gunoiul pentru că suma pentru gunoi depășește de 10 ori taxele și impozitele locale. Și atunci, dacă până acum n-au plătit, de acum încolo nu vor plăti niciodată. Să știți că eu mi-am propus posibil să stau consilier până la taxele locale. Am o să vă punem în față dumneavoastră pentru bunăstarea comunei astea, că vedem că aprobăm proiectul și o să vin acum de aia am spus domnului primar. O să trebuiască săptămâna viitoare sau luna viitoare când îi mai apar niște hârtii, trebuie să urgetăm să depunim alea și SF-ul la aia e 2 miliarde, la aia 1 miliard jumate, la aia la alte 3 miliarde, trebuiască 8 miliarde să facă 3 SF-uri, că dacă nu o să aibă banii să facă acele SF-uri, nu mai visați poduri și viaducte și soseli și școli pentru comuna Căinuț. Că asta este realitatea. Și atunci o să reducem, că să știți, influența asta, stăteam și mă gândeam, vis-a-vis de reducerea de 10%, care e până în 31, și 60-70% din contribuabile își plătesc taxele, deci diferența dintre taxele din urmă și cei plus valoare e pe 400 de milioane.
Deci asta e, la noi plus valoarea la, la bugetul local s-a făcut prin colectarea banilor la cei cu 416. Vă spun, cei mii, care nu plăteau niciodată. Erau cei mai proști platnici din Comuna Căiță, aveau zeci de milioane. Venind legea asta, nedându-le voie, dacă nu-și plătește, să vină toți cei mai punctuali. 416 care plătesc. Acolo este un plus valoare. Și mai sunt în altă parte. Nu vedeți că totul este în cap? Este în cap tot în comună. Spune că asta spunea băiatul, că să oferim ceva. Oferim noi ca administrație. Ce pot să ofer? Ofer niște drumuri, ofer un cămin, ofer o școală, o să mai ofer un dispensar comunal. Dar cine bune ca o să vină în ele? Că dacă tot tineretul este plecat. Un caz azi, loial. Un director la o firmă cu 1600 de euro cash, bani în mână, plus abonament, plus bonuri de masă, a plecat în Anglia cu vezoamnea 2500 de lire. Deci, cunoștință locală, care eu nu-mi vine să cred. Dacă mai sunt deci, alte mai probleme, eu vreau să spun la... Aș dori la ședința următoare din luna septembrie, ca șeful Poliției Comunitare Locale să prezinte un raport de activitate pe 6 luni de zile. Nu avem șef de poliție. Sau mă, ce este? Asistentele comunitare. Eu aici vreau să punctez și eu vis-a-vis de 416. Dar acum se poate pune șef, că avem un cu studii superioare și șef. Unul din ei poate sunt omul. Paul îndeplinește condițiile astea, fără probleme. Are studii de 5 ani, domnul, da, corect, da. Bun, și cine poate să prezinte un raport de activitate? Păi cine mai angajat? De care parte? Domnul Matei, pe bază îmi spune eu. De care am intrat, mi-am mandatul cu Crescu pe poliție și pe Oatcu. Unul la școală, unul în concediu, unul în concediu medical. Cinci posturi sunt? Avem patru. Patru funcționari. Dar eu vreau să vă spun altceva. Și eu am întâlnit. Deci să nu cred, și eu m-am împiedicat de chestia asta. Ce face poliția, ce face poliția. Dar vreau să vă spun că lucrez câte unul, doi, la o săptămână, două. Iar rămân într-un cu singur om. Concedii, concedii medicale, școală. Primar, chiar dacă vreau să punctez și asta, nu zic că era excelență pe vremea noastră. Când eram la primar, noi sunt viceprimar ca și poliție locală. Dar credeți-mă, acum și fără să vă supărați niciunul din cei la putere, dacă ne uităm toată ziua de bine, din rău, mai simțeam prezența. Astăzi, poliția locală sau comunitatea locală, mai mult e la volan, care pe X, Y, Z în diferite părți. Efectiv, efectiv, nu știu dacă mai are timp să-și facă servici. Chiar unul ăla. Sau noaptea, dacă e, măi, nu trebuie să faci toată comuna. Dar, cum am zis-o și eu înainte, și se făcea cum se făcea, așa cu la fel, mă, dacă o iei de la intrare în căiuț și până la ieșire, acoperi, mai ai și camerele de luat vedere, care dacă le verifici la două ori când intri, că ălea îți dau informațiile care îți trebuie. Dacă acoperi axa asta, cam ții 80% din comună în mână. Dar nu se vrea, credeți-mă. Nu se vrea. Dacă îl vezi cu mâna pe mașină, trece la vale, se mai ce la deal, acum mai nou, trec în sat unde stau, care mai vână. Nu puteți prin lege să o desfințați momentan. Asumați-vă care v-a asumat riscul să vă dați să desfințați poliția locală. Mai e o problemă la 416. Eu în particular, am zis domnului viceprimar. Să apă grijă pentru că eu astăzi... În concediu medical, în concediu de timp, în iunie, tot în concediu. S-ar putea să nu mai vină jur, nu știu, eu sunt comandant. Nu ne trebuie șofer, mai degrabă trebuie om care să facă treabă, nu șofer. Las camionul să avem cu nici o problemă. Asta vreau să vă menționez. Mi se pare că nu se face treabă la primărie. Vreau să spun că cel puțin două persoane din angajatele primăriei au terminat, au plecat. Și de muncă. Care? Că am stat călare pe el. Doamna Carmen nu mai poate. Nu mai duce. Că dimineața până seara, ca să stai până seara la 7, prin Bacău și după aviții și vină și stresează, dai, nu faci, nu iei, nu vii. Au plăcat și cu doamna Mărean. Mare leacă și gata și doamna Mărean. Din cauza forțerii a să fac ce că treabă. Și nu pot să cer mai mult la unul. Am văzut care este. Au fost problema. Da, da,
domnul Durlan m-a lăsat, a fost problema ca să angajăm un om ca să ocupe de fondurile astea din... Corect. Eu nu m-am oprit ca să nu fac. Le-am dat drumul în continuare, dar să știți că necesită. Aseară, deci astăzi, vreau să vă spun, de asta am întârziat, a fost la Petraneam, la ADR, de am depus dosarul cu Conacul Rosetti. Nu vreau să vă spun că ultimele semnături le-am dat aseară până la 9:30. Și trimit e-mail-uri, facturi, de înapoi, pune că astăzi era la ultima zi. Că toate s-au dus așa. Și cărarea pe oamenii ăștia, care fac treaba asta, este presiune pe ei. Deci, doamna Carmen, de nu mai vine două săptămâni, puteți să fii ce-o fii, poți să nu mai vii deloc, nu mai pot, îmi iau concediu. Mai departezare de stracii în alții, care e... Mai e Cătălina, a avut nuntă și ea 5, o săptămână, două săptămâni. Asta e luna august. 3 săptămâni, nu ai de cine trage ca să faci... Andreea, Ivan. Andreea, și Andreea face ce poate, că e la început și... Să angajăm un om ăla. Angajăm un om. Nu s-a vrut, s-a făcut scandalul care s-a făcut, asta e, nici nu-i cu el. Asta nu înseamnă că nu se face treaba. Domnul Vici, domnul Vici... Nu angajați un post stabil la primărie pentru așa ceva. Cu cei de la 416, vreau să zic că face... Nu că îi dau laude, dar face de 3 ori mai mult decât făceam eu și cu fot. De consilier personal modifică... La momentul. Primul consilier probleme... Că domnul Sădu... Votul s-a făcut, s-a făcut cu cei de la 416. Domnul Pioră, auziți, putem angaja un om. De ce nu angajați? Trebuie un capabil dacă vrei să vrem să facem treaba. Domnul primar, nu zice nimic ce v-am zis, să transformați postul de consilier personal într-un consilier al aparatului primar. Tot la consilier, care să rămâne la primărie. Am mânat la președinte de ședință, nu mai e un... Veniți cu propuneri și... Păi propunere este... Eu am căutat... Ce spunea domnul Durlan mai înainte, dacă la unul i-a dat 1600 € și nu mai stat, credeți că vine unul capabil ca să facă treaba să iei... Angajatul la primărie, nu perioada determinată, consilier personal, pe fonduri europene. Mâine, poi mâine nu sunteți primari. Vine următorul meu. Ăla care e pe fondul la primărie trebuie să fie angajat permanent, să știi cu ce să mănâncă, indiferent ce e primar. Sau indiferent ce vii la primărie. Se întâmplă ceva. Sunt... Noi în caz de prevăzut, ăla știe cu ce să mănâncă și ăla să fie permanent, domnule. Da, nu mai. Asta am și eu, am fost împotrivă. Și cât e greu, deja aveți o lună. Puteai să faci demersuri, să schimbăm organigrama, să faci salaria permanent, ce greu. Să aveți un om care să îl țin sau să ocupe de toate regulile, să vă sprijin. Mai da saci și la alții să aude. Acum nu vreau să vă spun. Vis-a-vis de astea, că este plătit din UNICEF și unii și alții, și socialul și sănătatea. Dar eu chiar am zis că în prima ședință li chem pe amândouă să ne spun un program de activitate. Eu n-am nimic cu Andreea, cu ea lui Ivan, dacă aude mă sau o să spună, sau cu nevasta lui Iulian. Dar unde te plimbi dacă mă duc la ora 10, Andreea lui Ivan e prin Comuna Căi sau nu știu unde. Da. Acum, băi, nu, da, fără să fim oportuniți sau să ținem pentru cineva, da, cum era scandalul ăla. Pui mâna la treabă fiecare, indiferent cât este salariatul la primărie 2 ani, îi vin niște bani, facă și treaba, dar nu zic mult. Asta e activitatea lor să meargă în comun, da, nu te-a la ideea asta o să-i spun să vină în prima ședință, să-mi arăt în cât de cazul social a fost. Hai, Ramona, nu ții din partea. Ramona, va da și când ce trebuie asta. Știți părerea mea? Ba, eu o știu și pe mea. Domnilor, deci, încă o dată vă spun, este la sfârșitul septembrie, așteptăm răspunsul vis-a-vis de proiectul de la Casa Rosetti. L-am depus, avem numărul de înregistrare, avem tot, la sfârșitul lunii, să vedem, ne cere reglementări sau este liniște. Vis-a-vis de dacă intră la finanțare. Vis-a-vis de interanterie pentru proiectul cu... La 72, să mai știi ceva? E ok, e ok. Deci, justificări, i-am dat răspuns în 5 zile cu... Deci, e șansă să ne este ok. Asta sigur. Suntem pe drumul cel bun vis-a-vis de groapa de gunoi de grad, la care ne-am chinuit un mandat jumate. Și abia acum am reușit să obținem avizul pentru studiu de oportunitate. Așa, și puzul, și pentru pus, și depus pentru studiu de, nu? La doamna Rahoveț. Aia e bun care trebuie făcut. Da, acolo este păcat. Utilajele și bani care sunt 100.000 €. Nu-i vorba de proiect, din proapă, nu vă gândiți. Trebuie să fim abili la proiectul ăla, că și discuția la București. Când vor veni în vizită, îți vadă 5 reboși de gunoi de grad, adică nu vadă crește iarba pe el. Dar avantajul este utilajele. Pentru Comuna Căiți, ca să cumpere de 300.000 € utilajele, credeți-mă, e greu.
plus cu tirajele sunt cumpărate, iar dacă noi nu s-au mai trebuie să plătim cu cheltuielile de licitare și pot să ne arăt. Deci mai întreb o dată, ce facem cu fondurile europene? Angajați un pentru așa ceva? Să-i dăm titulatura acum? Dar nu dăm acum cu organigrama. Nu-i nimeni împotrivă să nu vă completați la primărie aparatul propriu cu oameni, dar faceți-o cu oameni câteva posturi cheie, că poate și greșeala mea, și nu merge din greșeală în greșeală. Câteva posturi cheie, angajați oameni competitivi și buni pe fonduri europene, ce vorbeam, pe urbanism. Sunt puncte cheie, că dacă mâine tu ca primar, ca secretar, ți se întâmplă ceva, ți se poate, băi, știi că lucrurile alea merg înainte, le duce cineva. Așa ori, vă spune, nu vine nimeni să-și bage nasul, să înveți, că știi că stau 4 ani. Ce zicea măsa pe gheață? Trebuie să fii și motivați oamenii. Motivarea dacă se schimbă legea, domnul consilier, că noi nu avem cadrul legal să motivăm decât de salarizare. Primarul și viceprimarul domnilor, salarizați conform guvernului, nu? Am plăcerea să vă anunț. Cine sta greșe? Declar legea salarizării. Domnul primar și legea salarizării. Domnul primar prezentă. A spus, declar închisă.